Salutare, dragi prieteni! Așa cum v-ați obișnuit, eu vin cu informații interesante și, bineînțeles, probate. Nu foaie verde lobodă, nu pașapoarte rusești desenate în Photoshop, așa cum mi-au făcut ei mie, nu încercări de a mă băga în toate buzunarele simultan, astfel încât moldoveanul să fie dus în atâta eroare încât să nu mai înțeleagă, băi, cum poți și șalul Plahatniuc, șalul Dodon, șalul Platon, șalul Șor, la tăți în același timp în buzunar. Și atunci când un holding media sau mai multe holdinguri media toate împreună se unesc și discreditează intens o persoană, dați-vă întrebarea. Pe banii cui și pe interesul cui se cheltuie atâtea resurse pentru a denigra și pentru a stupa vocea unei singure persoane cu un telefon în mână și cu un singur cont de Facebook unde face live-uri. Aceste live-uri deranjează, aceste live-uri vă asigur o să o facă să tremure pe Angelica Gonța și bineînțeles pe Mariana Rață. Pentru că până acum am devoluat unde trăiesc ele, pe banii furați de la moldoveni. Până acum v-am demonstrat banii enormi pe care i-au primit de la Filat, de la Lucinski și de la alți hoți pe care trebuiau să-i acopere și să le facă știri frumoase, titluri de presă bune ca moldovenii să-i iubească pe hoți. Și astăzi o să vă demonstrez culmea cinismului lor. Ei spun că sunt antiruși, ei spun că sunt împotriva războiului și împotriva lui Putin, iar eu am dovada, video și foto, inclusiv și documente care demonstrează că ei au făcut jocul lui Putin în Republica Moldova și continuă să-l facă și în prezent. Doamna Gonța, doamna Rață, vizionare plăcută. Haideți să începem cu această instituție. Haideți să începem cu partea de documente. Eu știu că moldovenii cred în acte. Eu am în mână aici, pe telefon, documentul pe care în mod obligatoriu trebuie să-l depună la Consiliul Audiovizualului orice televiziune. Conform acestui document, trebuie să declare cine sunt proprietarii, cine sunt beneficiarii de facto. Cu alte cuvinte, cui aparține televiziunea și cine plătește banii pentru ea. Vreau să vă arăt documentul. Iată aici scrie foarte exact, TV7, uitați-vă, fiți atenți, prin prezentul subsemnatul Natalia Davidovici, actual deputat PAS, fapt care confirmă foarte exact legătura dintre TV8 și PAS, dacă aveți întrebări, eu o să pun în comentarii acest document, și spune că SA, Analytic Media Group, studioul televiziunii TV7, proprietar, atenție aici jos, uitați-vă, director general Natalia Davidovici, o sper că se vede, și deținător al Analytic Media Group este Lucinski Kiril Petru. Domnul Lucinski, Kiril Petru, era deputat PLDM din gașca lui Vladimir Filat. Inclusiv și el a fost acuzat de complicitate în furtul miliardului și acte de corupție. Deci proprietarul televiziunii TV7 era Kiril Lucinski Petru, cu care avea o idilă, o romanță, o dragoste ascunsă, pe post de amantă, fiind cine? Corect, Natalia Morari. Într-un interviu pentru Rodica Ciuranică, Natalia Morari a recunoscut că a avut o relație ascunsă de 11 ani de zile cu acest politician pe numele Kiril Lucinski. De ce pomenesc acest nume? Pentru că tot el figurează, dumneavoastră veți spune doamna Gonța, doamna Rață, veți spune, da, asta au fost TV7, dar asta nu are legătură cu TV8. Da, da, doar că TV8 apare pe bază de la TV7. Ia uitați-vă aici. SA Analytic Media Group, încă simbolul lor vechi TV7, scrie în felul următor. Subsemnatul Cristina Guțu, deja altcineva. Asta este verișoara Nataliei Morari. Cristina Guțu, SA Analytic Media Group, își schimbă logotipul și denumirea în TV8 și iată, își registrează simbolul. Atenție, deținătorii acțiuni este Lucinski Alexandra și Lucinski Petru Kiril. Iarăși, Lucinski figurează aici. Ați înțeles cum a apărut TV8? Presa liberă și independentă. Datorită lui Lucinski, deputat PLDM, iată așa, liber și neafiliat sunt ei. Da, știți în ce relații se află tatăl lui Kiril Lucinski cu Vladimir Putin? Ia uitați-vă, ce întâlniri de toată dragostea avea domnul Lucinski în calitate de președinte cu domnul Vladimir Putin. Ia uitați-vă ce dragoste mare este între ei. Vedeți? Îi vedeți împreună? E că asta-i tăticul și iată-l Putin. Ca să fie foarte clar, ca să nu existe loc de interpretări și loc de minciuni. Iată confirmarea acestui fapt. Și, prieteni, de aici a luat naștere TV8, presa liberă și independentă, care îi denigrează pe toți care spune adevărul. Bineînțeles, ei duc o luptă aprigă cu Dodon, cu Șor, cu Plahotniuc, nu pentru că ei vor adevărul, nu pentru că ei luptă pentru dreptate, ci pentru că stăpânii lor au de împărțit sfere de influență. Pentru că atunci când Filat era în război cu Plahotniuc,
Plahotniuc folosea publica Prime, Canal 2, Canal 3, pe post de armă, iar Filat, împreună cu Lucinski și toată cealaltă gașcă, împreună cu Victor Șvrelțopa, foloseau Jurnal TV-ul și TV8-ul pe post de armă mediatică. Și la mijloc au numerit moldovenii între două clanuri oligarhice care luptau între ele. Dumneavoastră ați crezut că erau proteste sincere, că noi ieșim pentru dreptate, pentru eliberare de sub jugul oligarhic? Nu, nu și iarăși nu. Nu fiți proști, nu fiți naivi. Naivitatea se plătește foarte scump în Republica Moldova. Noi de 30 de ani călcăm pe aceleași greble. Ei ne-au scos în stradă, în războrșile lor interne, în lupta lor pentru clanuri oligarhice. Nu uitați că Victor Șvrelțopa au fost parteneri de afaceri cu Plahotniuc, au deținut împreună Victoria Bank, au avut afaceri împreună până în clipa în care unul dintre ei a hotărât să-l chidănească pe celălalt în cel mai moldovenesc stil. Și atunci, pe timpul guvernării Voronin, Plahotniuc a făcut în asemenea fel încât celălalt să fie condamnat pentru 8 ani de pușcărie. Și ia că așa țopii noștri fug în Germania, din Republica Moldova, pentru că au fost prinși furând aeroportul internațional Chișinău. Da, da. După care Plahotniuc îl bagă la dubă pe Filat și începe războiul mediatic și mai tare. Deja începe să dăie în Plahotniuc și TV7, TV8, cum îi spun eu, TV2 Găurile. Haideți să mergem mai departe. Am spus despre Putin. Hai că asta e prea departe, așa, documentele, că e Lucinski, clar că Lucinski era cu Putin, asta e așa, indirect. Dovada incontestabilă este foto și video. Și dacă nu este așa, vă provoc pe dumneavoastră, doamna Angela Gonța, doamna Natalia Morari și domnișoara Rață, să mă acționați în judecată și să veniți cu extras al grilei dumneavoastră de emisie ce ați publicat dumneavoastră pe 27 iunie 2019. Sau în 2019 nu era război. Eu vreau să vă amintesc că războiul din Ucraina n-a început doar la 24 februarie. A fost și în 2014, când Rusia a anexat Crimea, când Rusia a început o acțiune militară în estul Ucrainei, în Donetsk și Luhansk. De atunci a apărut DNR și LNR, aceste republici autoproclamate separatiste. De atunci au început omuciderile și terorismul în Ucraina. Nu de acum, din 24 februarie. Ori poate că guvernarea PAS nu știe despre asta. Stimată doamnă președinte, vreau să vă duc la cunoștință că nu doar cele 6 televiziuni au slujit interesele lui Putin, nu doar cele 6 televiziuni au făcut propagandă pentru Vladimir Putin și Rusia, ci și TV8-ul dumneavoastră. Întrebați-o pe Natalia Davidovici, pentru că ea știe mai bine, știți ce a spus Natalia Davidovici? Că românii ne-au ocupat, nu ne-au eliberat. Ori această retorică este doar a lui Vladimir Putin, care spune că Rusia, adică Uniunea Sovietică, ne-a eliberat de sub jugul românilor. Asta este propaganda Federației Ruse. Tot ei, la TV8 și TV7, au dat reportaje despre Transnistria. Citez, Pridnistrovie, ruski avanpost. Transnistria, avanpost rusesc. Fapt pentru care au fost sancționați și au primit amendă pentru faptul că și-au permis să distribuie un material video care atentează la integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Doamna președinte, nu uitați de acest lucru, pentru că eu nu uit și o să reamintesc opiniei publici. Eram deja destul de mărișor, deja absolvisem facultatea și mă uitam și de asta și am spus mereu că principalul nostru dușman este propagandiștii care se îmbracă cu chipiuri europene. Dar pe de altă parte, ce ne spuneau ei la TV8? Ai, lăsați-ne, domnule Bilețchi, cu tancurile rusești, cu poveștile cu războiul. Astea sunt minciuni și geopolitică. Când trebuia făcută alianța între blocul acum și socialiștii, trebuia pregătită opinia publică. Ni se spunea tuturor că geopolitica nu contează. Ni se spunea tuturor că trebuie să punem Batista pizza în bal pentru ca țării să-i fie bine. Ni se spunea tuturor că Dodon este un dușman mai puțin periculos decât Plahotniuc, că mai periculos decât oligarhia nu este nimic în Republica Moldova și Plahotniuc este frica cea mai mare a noastră. Deși Plahotniuc era antirus. Vreau să vă spun că Plahotniuc colabora foarte intens cu ambasada Statelor Unite ale Americii. Nu într-un mod întâmplător a evadat și a fugit tocmai în Statele Unite ale Americii. Pentru cei care încă n-au înțeles cum lucrează fenomenele politice din Republica Moldova, noi cu dumneavoastră, stimați moldoveni, nu hotărâm nimic. Aici hotărăște ambasada Americii, ambasada Rusiei și sediul delegației Uniunii Europene la Chișinău. Atât! Noi nu contăm deloc, noi doar suntem chemați la vot să punem ștampila pe unul dintre cele 3 partide ale lor. Și ei le controlează în marea lor majoritate, pe toate. Partide suveraniste, naționale, patriotice ale moldovenilor nu există. Toate sunt în spate, ținute de ațeșoare. Și acum, vreți să vedeți ce arăta TV8 în această perioadă tulbure pentru Republica Moldova?
Ia uitați-vă. Domnul Putin și un film frumos în care el mângâie căței, strânge mâna la oameni, arată cât de mult el iubește angajații lui și cât de tare el iubește Rusia. Iată interviul la TV8, avem aici logotipul TV8, este Vladimir Putin. Am chiar și o scurtă secvență video. Sunt probleme cu traficul, dacă o să ies din mașină să bea o bere. Mii sau sute de oameni vor trebui să aștepte până va trece cortegiul. Interviu cu domnul Putin, prin care ei îl umanizau. Eu am aceste secvențe foto și video și repet, doamna Mariana Rață, vă provoc, vă cer, vă somez, acționați-mă în judecată. Spuneți că eu spun minciuni și publicați-ne, vă rog frumos, grila dumneavoastră de emisii, TV programa, cum se publica cândva în ziare, prin Macler. Ce ați publicat dumneavoastră la TV8? Pe data de 27 iunie 2019, la ora 8:45 de minute. Film de 2 ceasuri cu Putin, făcut la comanda lui Putin, pe banii lui Putin, despre care toată Europa și America a spus foarte clar că este un film de propagandă pentru a-l umaniza, pentru a-i crea o față umană lui Putin, ca noi să nu credem că el este un criminal și un nebun și un debil și un smintit și un terorist. Noi să credem că el este un om bun, este un om iubitor de țară, iubitor de căței, iubitor de familie, iubitor de oameni, ne-a strâns mâna la copchii, ține un copchil în brață, mângâie un cățăluș, dădea mâna cu angajața, îi se comporta foarte simplu, bie ceai ca și noi tăzi din pahare simple, nu de aur. Un comportament cât mai simplu, pentru că oamenii, masele, să creadă că Putin este fix ca și ei. Sunt asemenea tactici de manipulare, se numesc umanizare. Amintiți-vă că și Plahotniuc a făcut așa un reportaj, dacă țineți minte, cu domnul Tabără, în care era așa simplu, făcea sport, strângea și el niște capici acolo într-un sertar, era mare colecționer de bănuți. Reportajul ca să ne spară că el tot e om, el tot e din carne și oasă, tot obosește, tot are hobby-uri ca și noi. Iată ce a făcut TV8-ul și ei fac asta în continuare. Eu ani de zile am vorbit despre pericolul expansiunii ruse, despre pericolul la Matei 14, despre oamenii care sunt agenți ai FSB-ului rusesc în Republica Moldova, agenți de influență ai Federației Ruse, și în tot acest timp TV8-ul a fost principala forță mediatică care mi-a închis gura și m-a luat în derâdere și peste picioare. Hai lăsați, domnul Bilețchi, iar voi cu tancurile voastre rusești, vreți să păriți lumea și să-i convingeți, vă-i dă-i voturile, vreți să obțineți voturile prin frică, domnul Bilețchi. Și astăzi acești ticăloși pledează în cei mai mari antiruși, pledează în cei mai mari pacifiști împotriva războiului și încearcă să vă convingă că ei n-au făcut jocul lui Putin, deși ei au publicat filme întregi cu Putin în acea perioadă. Atunci când trebuia, spunem Batista Pițambal. De ce? Pentru că Cozac a făcut vizită la Chișinău, nu într-un mod întâmplător. Pentru ca noi astăzi să dăm gazul Transnistriei. Ce spunea Cozac după vizita la Maia Sandu anul trecut? Că am vorbit cu doamna Maia Sandu și blocada Transnistriei nu va avea loc. Iată și s-a întâmplat, dragi prieteni. Ori dumneavoastră credeți că așa întâmplător a venit pe ascuns Cozac. Vă amintiți că nicio instituție guvernamentală a PAS-ului și a guvernului Maia Sandu nu confirma cine l-a invitat pe Cozac la Chișinău și care este scopul vizitei lui, până când nu l-au întrebat în fața președinției. Pentru că direct de la aeroport, Cozac a zburat, a mers cu mașina direct în curtea președinției, unde l-a primit Maia Sandu. Și când a ieșit, ce a răspuns el? Cum, cine m-a invitat? Evident, cine m-a invitat? Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Stimați prieteni, nu uitați că cei mai mari și cei mai bravi care se bat cu pumnul în piept sunt primii care, de fapt, vă înjunghie pe la spate. Dumneavoastră, doar nu sunteți atât de naivi să credeți că noi, întâmplător, am dat tot gazul Transnistriei. Nu doar pentru energie electrică, nu doar. Noi le-am dat mai mult decât pentru energie electrică. Noi le-am dat și pentru Cuciurgan, și pentru îngres, și pentru ca toată regiunea lor să aibă gaz suficient încât ei să plătească 1,27 lei de bani gazul. Iar noi să plătim 30 de lei metru cub pe gaz. Felicitări, stimați cetățenii Republicii Moldova. Iată presa dumneavoastră. Vă citește știri în fiecare seară, amantele hoților și bandiților, ex-soțiile, mai întâi amante, pe urmă soții, pe urmă iar amante, nu mai înțelegi. Stimate doamne și domnișoare din Republica Moldova, eu știu că multe vă uitați la aceste televiziuni și vedeți în aceste doamne idoli, modele comportamentale demne de urmat. Vedeți doamne care merită să le urmați drept exemplu și tindeți să fiți ca ele. Ele sunt mult mai jos decât dumneavoastră. Ele nu au demnitate. Ele s-au vândut trup, în primul rând, după care suflet
și au vândut trupul și sufletul pentru banii furați de la moldoveni. Angelica Gonța trăiește într-o casă de lux, lângă Valea Morilor, în același cartier are casă Plahotniuc, în același cartier are casă Ilan Șor. Casa este cumpărată banii lui Vladimir Filat, transmisă printr-un consilier de lui Filat, așa încât nu fie evident. Amintiți-vă când s-a căsătorit Filat cu Angelica Gonța, în cea mai scumpă casă din Republica Moldova. Cea mai luxoasă casă. Mai luxoasă nu există în Republica Moldova. Nu exista, cel puțin. Poate Plahotniuc și-a făcut casa lui albă mai scumpă. Amintiți-vă cum Angelica Gonța și-a cumpărat Porsche 990 din salon, imediat după ce s-a căsătorit cu Filat, după care noi aflăm că Filat împreună cu Șor și ei împreună o fura miliardă. Iată și presa dumneavoastră liberă și independentă. Astăzi ea vă citește știrile cu ochii în lacrimi, simulând milă față de pensionarii și pensionarele care nu au bani de leacuri și care mor în foamete, în sărăcie și în durere pentru că nu au bani de medicamente. Mariana Rață lucra la Ziarul Național, care lucra pentru Filat. Și a primit bani și salarii pentru ea și pentru toată echipa de redacție pe care dumnea ei o conducea de la compania AVA, una dintre companiile, beneficiar final a căruia este Vladimir Filat, care a participat la furtul miliardului. Da, da, și iată ele toate împreună cu Nătășe Camorari, care trăie cu Lucinski, de la care i-a luat televiziunea și a făcut TV8, această creație mărinimoasă a libertății presei de Republica Moldova. V-au spălat creierii astfel încât dumneavoastră să votați pentru PAS. 60% din pasul actual este PLDM-ul lui Filat în picioare. Recean, Alaiba, Spânu, Maia, Grosu, toți de acolo, primele vârfurile lancilor sunt oamenii lui Vladimir Filat. Tocmai de asta dosarul lui Șor stă pe loc. Tocmai de asta dosarul lui Filat stă pe loc. Dacă va deschide gura Ilan Șor și o să spună câți bani i-a dat lui Filat în plic pentru PLDM, pentru ca fiecare deputat și ministru PLDM, inclusiv și Maia Sandu, să primească bani pe lângă salariu, să primească bani în plic. Doar nu sunteți atât de naivi și proști să credeți că ei au venit din America de la 10.000 de dolari pe lună să lucreze pentru 5-6.000 de lei pe lună. Nu fiți naivi. Naivitatea se plătește foarte scump, repet a doua oară. Ei primeau bani suplimentari de la Ilan Șor. Pentru că, în schimb, acest guvern, inclusiv și Maia Sandu, care au ridicat mânuța și au votat pentru, să concesioneze aeroportul pentru Șor, să-i țină dreptul unic doar Ilan Șor să aibă duty free-uri și tot așa mai departe. Ei ne-au furat toți împreună. Iar astăzi se prefacă luptă unii cu alții. În timp ce noi doar asistăm la o nouă simulare. Atât am vrut să vă spun, dragi prieteni. Vă rog să distribuiți acest clip video mai departe pentru că Petrușa Macovei și toată cantora TV8-ului și a PAS-ului m-au blocat pe Facebook astfel încât eu să am o audiență mult mai mică. Dacă înainte noi eram aici mii în live, noi azi suntem abia 100. Dacă eu aveam zeci de mii de like-uri, eu dacă adun 500, dar nu nimic strașnic. Eu o să-mi fac un cont nou. Eu am să-mi fac 10.000 de conturi dacă e nevoie. Eu mi-am făcut TikTok, YouTube, Telegram, mi-am făcut toate rețelele posibile și o să emit această informație prin toate intermediile posibile. Eu știu că numele meu figurează într-o listă și ei vor foarte mult să mă pedepsească. N-au decât. Îi aștept și vreau să vă asigur că nu voi înceta oricât de mari nu vor fi presiunile lor. Păzea, prieteni, că eu tot nu-s prost. Și am și eu oameni care stau în spatele meu și o să mă ajute să vă punem la locul cuvenit. Voi doar nu credeți că eu atât-s de nebun să ies cu sapa la vertăroate, unul împotriva tuturor. Nu uitați că ați călcat drumul la foarte multă lume și ați murdărit oameni pe nedrept. V-ați bătut joc de viața lor, de cariera lor, publică, privată. De foarte multă lume v-ați bătut joc, fără ca ei să merite acest lucru. Eu, un tânăr de 26 de ani, un nimeni, nimeni, n-am ocupat nicio funcție publică, sunt nimic mai mult decât un om. Am fost numit și omul lui Plahotniuc, și omul lui Platon, și omul lui Dodon, și omul lui Șor. Vă imaginați că oligarhii ăștia nu mai putut și să facă în Moldova decât să stăi la milă lui Bilețchi, să-l plătească pe Bilețchi, să-l angajeze, să lucreze pentru dânșii. Nu? Asta e propaganda TV8-ului. Pentru asta, toată viața mea voi lupta pentru ca fața dumneavoastră reală să fie cunoscută. Nu din vendeta, nu din răzbunare, de dragul adevărului. Dumneavoastră doar asta spuneți. Că vreți adevăr să facem lumină. Lumină să fie atunci, doamna Angela Gonța. Prindeți lumina în casă și televizorul, faceți un live și spuneți-ne de unde aveți casa, de unde aveți bani, în ce relație sunteți cu Filat. Ce fel de 30.000, 50.000 de euro primeați de la Filat cât el era în pușcărie? De pe telefonul pe care Plahotniuc i-a dat telefon în celulă lui Filat și îl înregistra ca pe un prost.
toate apelurile telefonice, inclusiv cu amantele, inclusiv cum se împartă iptecul, cum se furi în continuare moldovenii stând în pușcării, cum Filat a bătut palma cu Plahotniuc și v-a spus acest lucru, că doar Plahotniuc îl poate scoate din pușcării, și-au bătut palma, și-au împărțit averea. Cei 472 de milioane de lei care figurează în denunțul lui Lanșor, bani pe care Filat i-a primit de la Șor, unde sunt acești bani? Pentru că la moldoveni s-au întors doar 2 milioane, doamna Gonța, dumneavoastră nu cunoașteți acest lucru. Sau dumneavoastră credeți că asta o să dispară? Sau dumneavoastră credeți că eu am să uit că asta a fost campanie electorală, ca la gher cum la gher? Nu, prieteni, adevărul trebuie spus până la capăt și noi trebuie să scăpăm de aceste lichele care 30 de ani de zile ne-au urmărit ca niște fantome din trecut, oprindu-ne să nu devenim un stat civilizat, să nu evoluăm ca societate. Ei se miră că suntem așa de proști, dar cine ne tâmpește pe noi zilnic cu televizorul? Cine ne spală nouă creierii și ne îndreaptă pe drumuri greșite ca noi să nu votăm oameni normali, dar să votăm aceeași ciumă care răsare dintr-un partid? S-a oferit frunza din ram și stejarul nostru a devenit galben. Și din pele de mie el se numește PAS. Noapte bună, Republica Moldova.